Se încurcă tot mai mult căile NATO. Turcia nu este de acord cu intrarea Suediei în NATO, dar, în schimb, promovează acceptarea unui stat aflat în conflict militar. Accelerarea intrării în NATO a Ucrainei, în timp ce Slovenia este. Descoperă în al 12-lea aceasta că, de fapt, este contravine interesului ei național ca Ucraina să intre în, în NATO și promovează respingerea, deocamdată cel puțin, atâta timp cât Ucraina este în război a integrării ei în această organizație nord-atlantică.